Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Și-a înjunghiat soția după discuții mai aprinse. S-a încheiat cea de-a șaptea ediție a stagiului național de formare a câinilor de avalanșă. BCMU Pitești a bifat cea de-a 10-a victorie. Sâmbătă au fost 3 ceasuri rele pentru o femeie de aproximativ 50 de ani din cartierul Vișoi, din municipiul Câmpulung. În urma unei discuții mai aprinse cu soțul, aceasta a fost înjunghiată de 3 ori. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Clipe de groază pentru o femeie din cartierul Vișoi, din municipiul Câmpulung. Sâmbătă, între doi soți, se pare că a pornit o discuție care a degenerat de la simple vorbe aruncate la amenințare și chiar loviri cu cuțitul. Vecinii au fost cei care au auzit țipetele de groază ale femeii și au sunat la 112 pentru a anunța tragicul eveniment. Din fericire, echipajele de intervenție au fost prompte și au găsit-o pe femeie conștientă. Victima a fost preluată imediat de cadrele medicale, care au stabilizat-o și au pornit de urgență spre spitalul din Pitești. Victima avea 3 tăieturi, 2 cervical, iar o tăietură la nivelul mâinii. La scurt timp după producerea incidentului între cei doi soți, în zonă au apărut, pe lângă cadrele poliției Câmpulung, criminaliști, judiciariști și procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Argeș, procuror care a participat la ridicarea probelor. Bărbatul a fost audiat mai multe ore, iar după întocmirea întregului material probatoriu, pe numele lui a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. A fost prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare. Accident spectaculos la ieșirea de pe autostrada A1 lângă Pitești. Șoferul unui SUV a intrat într-un parapet din beton și a rămas suspendat. Soția lui a rămas încarcerată și a fost nevoie de pompieri pentru a o scoate. Din cauza acestui accident, traficul a fost îngreunat la ieșirea de pe autostradă pe sensul de mers către Vâlcea. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Așa a ajuns această mașină care mergea de la București către Râmnicu-Vâlcea după ce șoferul nu a adaptat viteza și a trecut peste borduri, a distrus semnele de circulație și s-a urcat pe un parapet din beton. Mai multe echipaje ale pompierilor, un echipaj SMURD și mai multe echipaje ale poliției au fost trimise la locul evenimentului. Când au ajuns, șoferul ieșise din mașină. Acesta a spus că nu și-a dat seama că acea curbă apare brusc. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat să intervină la un accident rutier la capătul autostrăzii. La locul evenimentului ne-am deplasat cu auto specială de lucru cu apă și spumă, auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. În momentul sosirii la locul evenimentului am constatat că o persoană se afla rămasă blocată în interiorul autoturismului. Intervenit pentru degajarea acesteia și predarea ei către echipajul SMURD. Două persoane în vârstă, soț și soție, se aflau în mașină. Femeia care se afla pe scaunul din dreapta a rămas încarcerată și a fost nevoie de pompieri pentru a o scoate. În ultima lună s-au înregistrat acolo cel puțin 6 accidente grave, toate din cauza neatenției și neadaptării vitezei. Accident rutier petrecut în localitatea Buzoiești între un microbuz și un autoturism. În urma evenimentului, 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. 4 oameni au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit violent cu un autoturism. S-a întâmplat pe drumul dintre Pitești și Roșiorii de Vede, în localitatea Buzoiești. 2 ambulanțe SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Argeș și pompierii au fost trimise la fața locului.
Din cei 11 pasageri ai microbuzului, 5 au fost răniți la mâini în special și au primit îngrijiri medicale, iar 4 dintre aceștia au fost transportați la spital. 2 victime au fost preluate de 2 echipaje ale serviciului de ambulanță, iar celelalte de echipajele SMURD. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Conform recomandărilor, după ora 22 și până la 5 dimineața, toată lumea trebuie să stea în case. Iar pentru ca nimeni să nu încalce această decizie, mii de polițiști și jandarmi din întreaga țară au fost trimiși pe străzi să le dea amenzi celor care nu respectă legea. Aceste imagini sunt filmate la toate intrările din Pitești, dinspre București, Brașov, Târgoviște, Slatina, Râmnicu, Vâlcea, Curtea de Argeș și Drăgășani. Au fost sute de jandarmi și polițiști care au fost trimiși în stradă pentru a opri orice mașină sau cetățean care nu se conformează reglementărilor conform cărora, după ora 10 seara, pe stradă nu mai trebuie să fie nici țipenie de om. Prelungirea stării de alertă a dus cu sine și modificarea intervalului în care sunt verificate deplasările doar din motive justificate, noul interval fiind cuprins între orele 22 și 5. Recomandăm în continuare, având în vedere contextul epidemiologic, respectarea tuturor normelor legale specifice acestei perioade, precum și respectarea tuturor recomandărilor cu caracter medical. În județul Argeș, în general, lumea a înțeles acest lucru și fie de teama amenzilor, fie a virusului, foarte puțini au fost aceia care s-au încumetat să dea nas în nas cu autoritățile. Această acțiune s-a desfășurat în toată țara. Situația îmbolnăvirilor de COVID se modifică de la o zi la alta. Acesta este motivul pentru care autoritățile au decis să mute dintr-un loc în altul unitățile mobile. Așa că mai multe tiruri vor ajunge din locuri în care numărul bolnavilor de COVID a scăzut, în localități unde numărul acestora a crescut, iar capacitățile spitalelor sunt depășite. Tirul care a fost dus la Pitești, la Spitalul Județean Argeș, la jumătatea anului trecut, a fost mutat acolo unde numărul de bolnavi a crescut. Atunci când a fost tirul adus, nu mai erau locuri în niciun spital COVID din județ și s-a decis suplimentarea cu 12 locuri a secțiilor Spitalului Județean. Respectivele paturi se aflau în această unitate mobilă. În momentul de față, spitalele COVID din județ sunt sub capacitate și au fost aduși în Argeș și pacienți din alte județe. În aceste condiții, unitatea mobilă care se afla în curtea Spitalului Județean s-a mutat la București, acolo unde spitalele sunt pline și este nevoie de suplimentare a paturilor. Unitatea mobilă de terapie intensivă care a fost în curtea Spitalului Județean de urgență Pitești începând din iulie anului trecut și în care au fost tratați aproximativ 185 de pacienți în perioadele cele mai critice ale pandemiei, va fi relocată la Spitalul Sfântul Ioan din București, având în vedere că evoluția cazurilor din capitală la momentul actual este destul de proastă și sunt în continuă creștere. Tirul, care are o capacitate de 12 locuri, având antemergător un echipaj al poliției, a plecat către București. Reprezentanții autorităților spun că mutarea acestor unități mobile este o soluție pentru a asigura tratamentul bolnavilor de COVID acolo unde este necesar. Argeșul a fost gazda celei de-a 7-a ediție a stagiului național de formare a câinilor de avalanșă. Timp de 10 zile, 19 echipe din 12 județe au luptat pentru atestatul anual, iar 2 noi echipaje s-au alăturat celor 17 existente. Salvat Mont Argeș, lansez tinere pentru căutare. Eu să ajut tine. Căută! Ai văzut? Da!
Stagiul de la Cabana Capra de pe Transfăgărășan a fost unul extrem de dur, în condițiile în care în zonă a nins permanent, iar fiecare conductor a avut două prezentări pe zi de căutare în teren accidentat și în zăpada provocată de avalanșă. Da, iubire, da, puiu, da. O, Doamne! Așa, tati, da! Da, iubit! Așa, iubire! Da, puiu! Da, iubire, da! Așa, tati, da! Așa, va, câștiga băiatul, băi! Așa, tati! Așa, nici n-am avut timp să-mi trag mănușa, da, iubire? Da! Așa, așa, hai să tragem afară, da! Așa! Așa, da! Așa, da! Bravo! Ai găsit pe unghi! Așa! Hai, Eric, du-l acasă, du-l acasă! Bravo, băi! Stagiul în sine a fost un succes, chiar dacă anul acesta nu a avut parte și de suport aerian. Pot să spun cu mândrie că a fost în stadiu incipient până în 2013, când am reușit să formez o unitate canină cu un câine de onadă francez și să obțin brevetul acolo. Iar apoi a început efectul de avalanșă, ca să zic așa. Astfel că a fost deja, astăzi s-a terminat a șaptea ediție a stagiului național de formare al unităților canine de avalanșă, iar după această ediție avem 19 câini brevetați, unul calificat pentru stagiul următor, deci 20 de câini cu răspândire în 12 județe din țară. Deci gândiți-vă că din 23 de județe cu relief montan, 12 deja au unități canine, câte una sau chiar mai multe. Câte două, cum ar fi Gorjul și Mureșul, 4, cum este cazul Argeșului. Deci, ce să spun, din ce în ce mai mult se simte necesitatea, pentru că acești câini nu sunt folosiți numai la avalanșă, sunt folosiți și la căutarea de suprafață vara. Aici accidentele predomină ca și număr, dar ca și dificultate, partea de avalanșă este de departe cea mai serioasă. Pot fi folosit și în caz de un cutremur, de căutare a supraviețuitorilor? Da, modul de căutare este același, deci detectare la suprafață de miros uman și apoi semnalizare de desubt. Totuși, stagiul la dărâmături e mult mai dificil, pentru că apar, eu știu, conducte de gaze sparte, mirosuri de mâncare, de diverse alte chestii, deci semnalizarea poate să fie în mai multe locuri. Asta e valabil și pentru câinii de rămătură. Anul acesta, din păcate, nu ați avut și un suport aerian din vari motive. Da, din păcate au fost, dintre elicopterele care veneau la noi, două au fost în revizie și nu se putea bloca un aparat de zbor pentru antrenament, astfel că a fost reprogramat pentru primul stagiu de vară în mai sau iunie. Deci îl vom face, dar îl vom face la căutările de vară. În final de stagiu, doi noi conductori împreună cu căței lor au obținut atestatul. România are acoperită jumătate din zona montană cu 19 echipaje, iar până la următorul stagiu, salvamontiștii estimează că vor avea 26 de câini de avalanșă care pot interveni la salvarea oamenilor din situații extreme. BCMU Pitești a ajuns la cea de-a 10-a victorie după ce s-a impus în confruntarea cu CSM Focșani. Elevii lui Tudor Costescu au reușit să controleze mai bine meciul, mai ales în ultima parte, stabilind astfel scorul de 90-73. BCMU FC Argeș-Pitești a învins CSM Focșani scor 90-73 într-un meci desfășurat duminică, contând pentru returul Ligii Naționale la basket masculin ediția 2020-2021. Echipa din Focșani a jucat mai bine în primele 12-13 minute, perioadă în care a avut mai mult inițiativa pe tabela de marcaj. Scorul după 10 minute era de 26-21 în favoarea elevilor lui Mihai Petruț.
Piteștiul a revenit și a terminat repriza la conducere, scor 48-42. BCMU s-a desprins la peste 10 puncte după pauză și chiar la peste 20. Elevii lui Tudor Costescu au controlat situația până la final pentru a bifa cea de-a 10-a victorie stagională. Tudor Gheorghe a totalizat 18 puncte, Goran Gajovic a adăugat 13 puncte, 5 recuperări, 5 pase decisive, alți 3 jucători având câte 10 puncte pentru Pitești. BCMU FC Argeș-Pitești are 10-4 la general după acest meci. În schimb, CSM Focșani a ajuns la 4-10. Peste câțiva ani, Piteștiul va beneficia de unul dintre cele mai moderne stadioane din țară. Compania Națională de Investiții a avizat noua construcție care se va face pe actualul amplasament al stadionului Nicolae Dobrin. Aceasta a fost deja aprobată, iar în proiectul stadionului va fi inclusă și o pistă de atletism. Primarul Cristian Genta a anunțat că au fost începute procedurile și că în 2 ani Piteștiul va avea un nou stadion. În scurt timp va fi organizată licitația pentru studiul de fezabilitate. În proiectul stadionului vor fi incluse în exterior și 8 culoare de 100 de metri liniare ca pistă de încălzire. Propunerea pe care o am eu pentru stadion cred că ajută foarte mult atletismul. În sensul că dacă am face un stadion cu pistă, 2 ani de zile nu va exista pistă omologată în Pitești, nu? În momentul în care începem lucrările, de când începe demolarea, pistă nu mai există. Am propus altceva. Să modernizăm pista cea de încălzire în spate, să o facem cu 8 culoare, să o omologăm la același nivel cu cea de pe central, după care să începem demolarea. Deci, pentru atletism va exista pistă tot timpul. Când se va demola stadionul, când începe demolarea, echipa de fotbal FC Argeș va pleca în pribegie. Va juca în altă parte, nu? Nu știu, la Mioveni sau în altă parte. Dar atletismul rămâne cu pistă tot timpul. Asta le-am propus celor de atletism și au fost total de acord. Acum văd că nu mai sunt. Eu aș vrea să vă spun că începând de săptămâna viitoare, eu am vrut să fac lucrul ăsta, dar a început, dar mi-au spus în sală că nu este nevoie, pentru că dumnealor știu care este părerea piteștenilor, a suportului echipei FC Argeș, toată lumea vrea stadion fără pistă, nu cu pistă, și o să se demonstreze săptămâna viitoare, o să începem această dezbatere publică, până la urmă facem ce vor piteștenii. Mai ales, ceva iar nu s-a înțeles. Banii nu sunt la bugetul local. Noi dezvoltăm infrastructura cu bani atrași. Sunt bani de la Compania Națională de Investiții. Dar sunt dispus să facem această dezbatere publică și să terminăm o dată. Dacă piteștenii vor stadion cu pistă, facem cu pistă. Dacă vor fără pistă, facem fără pistă. Primăria va face demersuri la Ministerul Tineretului pentru a primi terenul adiacent și parcarea. Pe perioada cât se vor face lucrările, FC Argeș își va juca meciurile de pe teren propriu la Mioveni. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme închisă în județul Argeș. Cerul va fi acoperit de nori întreaga zi și va ploua. Temperaturile din nordul județului se vor încadra între 6 și 10 grade Celsius. 6 grade avem ca de obicei la Nucșoara, acolo unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi. La Mușătești și la Corbi avem 9-10 grade, iar la Câmpulung se vor înregistra valori de până la 8 grade Celsius. Și în sudul județului sunt semnalate precipitații și temperaturi de 7-8 grade. De asemenea, la Pitești avem cer acoperit de nori și precipitații în cea mai mare parte a zilei și temperaturi de până la 9 grade. Și în județul Dâmbovița va ploua. În nord, temperaturile maxime vor atinge valori de până la 8 grade Celsius. Iar în sud avem temperaturi de 7-8 grade, chiar și 9 grade la Târgoviște. La noapte cerul va fi acoperit de nori la Câmpulung și va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 2 și 4 grade Celsius. Și mâine, dar și poimâine, sunt semnalate precipitații la Câmpulung. Mâine, după cum spuneam, avem temperaturi de până la 8 grade Celsius. Miercuri acestea mai scad până la valoarea de 6 grade. Joi nu va mai ploua, chiar ne bucurăm de câteva raze de soare, însă temperaturile nu cresc, acestea se mențin la valoarea de 6 grade. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Magazin Sportiv. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!